Sunt extrem de onorat ca astăzi să-l avem oaspete la București pe domnul Luis Leonardo Almagro Lemes, ministrul relațiilor externe al Republicii Orientale a Uruguayului. Ne-am întâlnit, domnul ministru și cel care vă vorbește, deja în câteva ocazii, în septembrie 2012, în marja sesiunii adunării generale a Națiunilor Unite la New York, în ianuarie 2013 la Santiago de Chile, la summitul Uniunii Europene CELAC, statele latinoamericane și din regiunea Caraibelor, și de fiecare dată am constatat faptul că pozițiile, viziunile României și Uruguayului sunt extrem de apropiate, sunt similare în ceea ce privește principalele probleme aflate pe agenda internațională. Țările noastre au în comun un set de valori, de principii, principii comune, cultură democratică și, bineînțeles, nu în ultimul rând, moștenirea latină care ne unește. Țin să remarc în acest context faptul că primul ministru al afacerilor externe latino-american care a vizitat România după Revoluția din 1989, mai precis în iunie 1990, a fost reprezentantul Uruguayului. Uruguayul este țara cu cele mai bune performanțe economice, sociale, politice din America Latină, ocupând primul loc în toate statisticile internaționale relevante. Prin poziția sa geografică, istoria bogată și consecvența în aplicarea standardelor democratice, Uruguayul și-a dezvoltat calități de mediator, fiind un factor activ în procesele de integrare regională. Montevideo, capitala Uruguayului, găzduiește sediile a două dintre cele mai importante organizații regionale, Mercosur, piața comună a Sudului, și ALADI, Asociația Latinoamericană de Integrare. În cadrul convorbirilor de astăzi am trecut în revistă colaborarea noastră în diferite domenii și am convenit, pe de o parte, continuarea mecanismelor deja funcționale, iar pe de altă parte, necesitatea dezvoltării și diversificării acestora. Am decis să continuăm procesele de consultări bilaterale la nivel de secretar de stat, director politic, în cadrul celor două ministere de externe, atât în puncte de interes comun în plan bilateral, dar și în ceea ce privește evoluțiile în plan regional, atât în America Latină, cât și aspectele privind evoluțiile europene sunt de comun interes pentru ambele părți. Am decis, de asemenea, organizarea unui forum bilateral de afaceri, posibil în partea a doua a celui de-al doilea semestru al acestui an, la București, care să ne permită nu doar exprimarea, așa cum o facem astăzi, a unei susțineri politice și politico-diplomatice pentru aprofundarea schimburilor economice, dar să ne permită să punem față în față atât componentele mediului privat de afaceri, evident responsabilii guvernamentali, responsabilii privind investițiile străine din cele două țări. Și vreau să spun că așteptăm cu mare interes acest forum de afaceri pe care dorim să-l organizăm la București, posibil în luna octombrie sau noiembrie. Am și evocat domeniile de interes de ambele părți în care dorim să promovăm investițiile reciproce, în care dorim să promovăm schimburile economice, vorbim de infrastructură, infrastructură, navigabilitate, vorbim de domenii legate de înaltă tehnologie, IT, vorbim de agricultură, vorbim de câteva domenii care pot aduce beneficii ambelor țări. Evident că ne interesează în egală măsură schimburile culturale, ne interesează schimburile între și, bineînțeles, contactele între cetățenii noștri, schimburile turistice, comunitățile academice, societate civilă.
Am avut de asemenea cu domnul ministru și vom continua și după această declarație de presă să avem schimburi de vedere cu privire la punctele importante aflate pe agenda relațiilor internaționale. Am avut o discuție legată de evoluțiile din peninsula coreeană și preocupările foarte serioase pe care România, statele europene, membre ale Uniunii Europene, le-au legată de ceea ce se întâmplă în Coreea de Nord, testele nucleare, evoluțiile legate de rachetele balistice și ceea ce înseamnă o încălcare a unor reguli internaționale privind neproliferarea nucleară. Poziția României și poziția Uniunii Europene sunt extrem de clare din această perspectivă. Am avut discuții și vom continua consultările, discuțiile pe alte teme de importanță privind evoluțiile din Africa de Nord, procesul de pace din Orientul Mijlociu, evoluțiile legate de Siria și, bineînțeles, revenind la aspectele bilaterale ale cooperării, de această dată, într-un cadru multilateral, am discutat despre cooperarea dintre țările noastre, în primul rând în cadrul Sistemului Națiunilor Unite, schimburi și sprijin reciproc de candidaturi în cadrul ONU. Am semnat și ați fost prezenți la ceremonia de semnare două acorduri importante, programul de aplicare al protocolului interguvernamental de cooperare culturală și științifică, precum și un acord prin schimb de scrisori între cele două guverne pentru a facilita desfășurarea de activități lucrative de către membrii de familie ai personalului misiunilor diplomatice și consulare ale țărilor noastre. De asemenea, evoc interesul pentru negocierea unui acord privind asigurările sociale și evoc faptul că suntem într-o procedură internă de ratificare a acordului convenției semnată anterior privind eliminarea dublei impozitări. Suntem de partea română în cadrul unei proceduri interne de ratificare și, bineînțeles, am confirmat așteptările Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe și semnalul pe care îl transmitem către Parlament pentru accelerarea procedurilor de ratificare. Urându-i domnului ministru Luis Almagro succes în mandatul său, în toate misiunile pe care le întreprinde, începând cu cea din România, vreau să salut cu satisfacție încă o dată conținutul și calitatea deosebită a convorbirilor oficiale pe care le-am avut astăzi și să menționez că ne-am propus în perioada următoare să susținem politic, inclusiv printr-o agendă politică la nivel înalt, la nivel corespunzător, vizite de o parte și de alta, o agendă care este o agendă extrem de substanțială în plan politic, dar pe care o dorim îmbogățită cu mai multă substanță economică, cu schimburi culturale. Înțelegerea a fost deplină și vreau să salut încă o dată cu satisfacție prezența domnului ministru la București.